care. Povestiți-ne ce s-a întâmplat în seara respectivă. În seara aia lătrat câinii foarte mult. Lătrat câinii, băteai foarte tare în partea către cumnatul. Și la 7:30 am venit, 7 sau 6 am venit de la o femeie, am pus să duc telefonul la încărcat. Am venit acasă, am făcut foc până la ora 8, era, la ora 8 era gata focul, era numai jar. Și la ora 1:24 m-am trezit, am auzit câinii iară bătând, am mers la toaletă afară. Am venit, m-am pus în pat. Fata care, vecina care a venit la mine, a spus că s-a auzit ceva în pod. A spus că s-a auzit ceva pași. A zis că după aia, după ce s-a auzit pașii ăia, eu n-am auzit, că am stat multe nopți, n-am dormit, băiatul, eu și măsarele. Și era foarte rău. Trebuia și eu ziua să mă duc să-mi câștig seara cu el. Am prins și un moment, am dormit, cred că o oră am dormit. Eu nu dormeam, cred că nu era așa cum ce s-a întâmplat. Și de la ce ar fi pornitoare? Focul. Nu știu ce să vă spun, că eu când la 8 era jar, de la sobă, nu știu cum, nu cred că s-a putut la foc. Într-adevăr că am zis la cumnatul la un ca să vie să-mi curețe hornul și Vioric, cumnata, au spus că după ce să meargă la tine, mă temu de el. Și dacă am văzut că zice, dar după ce să meargă la tine ca să te cele, n-am mai zis, am zis bine, nu mai. Dacă vrei să vii bine, dacă nu, nu. O sta sora mea cu cumnatul la mine, eu nu cu Andreea și o dat o făcut curățit hornul, i-o dat 15 lei, 20 de lei, eu i-am dus banii. Și o stat la mine în chirie până ce și-o cumpăr acasă. Și copiii care unde dormeau? Băieții dormeau cu mine, băiatul ăla de 1 an și 3 luni dormea la mine sus și băiatul dormea ăla de 3 ani la picioare. Dormeam către hornul, acolo nu era soba, că era în bucătărie. Și fata și cu vecina dormea în partea către jam, către drum. Uh-huh. Și când v-ați trezit, era casa în flăcări sau cum? Era numai jumate casă în flăcări, era numai până la jumate casă. Acolo unde eram eu cu băieții, era numai focul, că dacă era focul întreg peste toată camera, era și fata și și vecina era la fel de arși. Așa numai băiatul, numai băieții ăia doi. Eu când m-am trezit, am văzut foc, era deschisă ușa în larg. Eu am închis ușa. Eu când m-am trezit era foc în casă, ușa era deschisă. Pe băiatul l-am luat și l-am dus afară, pe ăla mai mic. Și după aia am văzut după ăla de 3 ani. L-am scos și pe ăla și după ce am văzut după fată, deja fata dădea să vie la mine. Am luat-o și pe aia și am scos-o afară. Aia la altă vecină a venit singură fata de 13 ani. V-au spus de copilaj, că a dus la București, ce s-a întâmplat cu ei? Da, știu că a dus la București și am sunat ieri și mi-a spus că a murit băiatul ăla de 3 ani și ieri, aseară, a murit ăla de 1 an și 3 luni, mi-a recunat cu mașina după ei. Cum o să vă descurcați? Nu știu. Ar fi bine dacă i-ar fi dat drumul la soțul din pușcărie. Tare multă nevoie am de el. Mi-e greu singură. Eu mai rămas fata. Și soacra m-a făcut în TV la televizor, a spus că doar că eu umblu pe drumuri, beau și mă duc și am lăsat copiii în casă și n-am fost în noaptea aceea acasă. Am dat declarație și la poliție și vreau să mă duc și mai departe, vreau să mă duc la directorul de minciuni. Vreau să-i arăt că nu e adevărat ce spune. E și cu bunatul, cu eu, nu-a spus treaba asta, că eu... Femeie care umblă după bărbați, dacă eu merem să câștig la copții, zicea că mă duc și să mă culc cu anumiți bărbați, doar au ajuns la televizorul traseistă, m-au făcut frumușică, stripteză. Și au zis că doar nu eu am scos copiii din foc, au scos fata aia de 13 ani. Dar dacă nu scoteam eu copiii din foc, cum îs aici? Așa e tot la de aici și până aici la coste și mâna asta la altă. Dacă nu eram acolo, atunci cine? Mai eram eu arsă? Și și aici pe gâtă s-arsă. Mânurile nu pot să mi le mișc. Asta deloc. Mi s-a umflat.
fata aia de 13 ani numai de aici, de la încăitură, e arsă. Că e atâta cât o vint încoace și fata aia mică de 6 ani, mai mare. Aia numai la picior și la două mânuri. Aia când o vint încoace, s-o ars. Și cum e? Cum e fetița cealaltă? Acum e mai bine. Acum mi-a spus că trebuie să-i facă. M-a venit și mi-a... M-a venit cu o hârtie și a spus dacă sunt de acord ca să-i facă anestezie și operație. Și am zis că sunt de acord, nu vreau să-mi pierd și fata. Mi-am ție două băieți. Cu soțul dumneavoastră ați reușit să vorbiți în pușcărie? Mai vorbim cu el așa. Nu, dar acum, după tragedia asta? După tragedia asta mai vorbeam, care îi mai dădea cardul ăla, că nu se poate vorbi pe telefon, numai de ăla cum este la pușcărie, pe altul nu se poate vorbi, că nu au telefonii în pușcărie. Ia cei în Baia Mare? Da. Mm-hmm. El mai are încă 6 luni, ar fi bine ca să-i dea drumul de tătului. Nu știți, o depus cerere? Să-l lese măcar la înmormântarea copiilor? Asta nu știu încă, că dacă trebuie să-i ducă decesul copiilor și după aia. Să vedem dacă l-a lăsat, ar fi bine să-l ia și de tătul, dar are încă 6 luni. Mă zic că până joi s-ar putea să mă fac eu bine. Dacă mă fac bine, să mă internez cu fata. Și când se face ea bine, să ies deodată cu ea. Și ar fi bine să fie și el acasă. La mormântarea copiilor o să mergeți, lăsați? Da, da, sigur. Și dacă nu mă lasă de aici din spital, tot o să mă duc. Semnez pe propria răspundere, mă duc. Nu contează ce pățesc, contează să fiu lângă copții. Că dacă nu avem copii, nu mereu să sau eu în foc, cum zice soacra, că nu am fost acasă, că nopțile nu sunt acasă. Am zis că vreau să mă duc mai departe la detectorul de minciuni, nu mai vreau să dau nicio declarație la poliție, am dat, nu mai vreau să dau. Vreau să mă duc la detectorul de minciuni să vie și ea și să arăt toată lumea că nu e adevărat ce-o spus ea, că eu nu m-am culcat cu anumiți bărbați pe bani, eu am așa... Nu mi-e rușine să spun, am fost și am cerșit ca să-mi cresc copiii. Că nu m-a ajutat de când el în pușcărie, nu m-a ajutat nici mă sau... Că era 3-4 pași de mine, că era casa și după casa mea era el. Nu m-a întrebat când o fă iarnă, ai ce mânca, ai lemne? Nici un neam de-a lui nu m-a întrebat pe mine dacă am ce mânca. Eu singură mi-am crescut coții, n-am nici la unul să mă milojez să-mi dai umbli de mâncare. Dacă am avut, am avut, dacă nu, nu. Era zile că stăteam în casă, n-aveam nici foc, nici mâncare, nici pampers la copil și era fric și era genul ăla mare. Nu mai eu știu cum i-am crescut. N-au venit niciunul și am zis că nici la spital nu am nevoie să vie. Dacă nu m-a ajutat când a trebuit, acum nu mai am nevoie. O vin numai sora mea și cu o vecină de acolo, cu Adriana, o prietină și cu Virgil, bărbatul, femeia. Ei o vin și m-au căutat. Despre și numele dumneavoastră. Poftim? Cum vă cheamă? Anța Ana Maria. Mă duc acasă când o să fie... Nu o să fie mărutat la copii, atunci am dat drumul numai acasă. Mi-am promis că o să facă el, că mi-o ars și actele, tot mi-o ars în caz, nici ani, nimic. Mi-am promis că o să facă el actele. S-o umple și-o pe banii prumut, îmi dădea și mâncare și îmi dădea și bani. Domnul Andrei din Zărești, un părinte foarte bun. A el mai rar. Cred că ea nu m-a vrut de prima dată să fiu, să fiu femeia lui copilul ei. I-am spus că te-ai bărbat, nu ți-l am luat. Că ți-am luat copilul, să-l dau înapoi, stai tu cu el, trăia tu cu el. Bine. Nu știu, eu făciu de ce m-am putut descurca și mi-am crescut copiii, n-am să mă milojez la ei. Nu știu, habar n-am de ce. Ea m-a dat la televizor, a spus că straseistă, m-a făcut în tot felul. N-am să uit, am zis că la momentarea copilului nici nu are ce căuta. Nu vreau să o văd. Eu mincea cu ea, că și înainte, înainte să se întâmple asta cu foc, o vine la mine și o sări la bătaie. A început să mă lovească, eu am fost la un botez, la un botez am fost chemată. Și o fă vorba că e cea mă la botez, am de bani de distracție, am și pe copilul sună, nu pot să mă duc să-l caut. Eu am mers la botez, dar nu am dat niciun ban. Nu am dat niciun ban, că am zis la locație, n-am putut să dau, că n-am rămas fără bani și cred că oamenii mă înțeleg. Și că
că cerpi. Dacă mi-e la o distracție, nu pot să stai numai în cur. Soțul, pentru ce a fost închis? Poftim? Soțul, pentru ce a fost închis? De la plastic, care stă în mână, așa. Îi stă de atât, dar de la ea numai de aici și până aici iasă. Dar la mine două brațuri și gâtul, cum? Cine o scos atunci? Am spus că vreau să mă duc mai departe, să-i dovedesc la măsa, că eu am fost acasă, nu umblam, n-am lăsat niciodată copii închiși în casă, nopțile. Nu am plecat nopțile de acasă ca să beau, să mă duc cu anumiți bărbați, cum o spus e. Vreau să mă duc mai departe. De când numai pe ea și pe cumnatul și pe mai un cumnat, am văzut pe ei tri când o spus treaba asta. Asta e fata, zice, care o salvat copiii de 13 ani, e fata Vitreg, o zis. E sora Vitreg al lui copiii. N-are cum să se iei sora Vitreg, că dacă ea e vecină. Eu n-am numai 3 copii. E fata și băieță ce mi-a murit. Aia o dormi la mine, mi-era urât să dorm singur, mă mai ajuta mai. Dacă îi făceam baie la unul, mai stăteam cu el până meream după apă, să nu lăs copiii singuri. Nu știu cum a putut, că am auzit că nu zis el, că am văzut la pe telefon, am văzut că nu a arătat cumnatul Ion. Asta e fata, zice, care asta e fata Vitregă, sora Vitregă a lui copiii. Ea a scos copiii din foc, ea nu a fost acasă, a fost la băute. Dar și când am venit aici, așa asistentă au spus. Tot dacă era o femeie care bea, ei să vede pe fața ta. Că se vede pe fața unei femei care bea. Iar când ai venit aici la spital, n-ai fost bată. A treia la mână se vede în analizele ce ți le-au făcut. Dacă am avut alcool în sânge sau nu. Și eu spun sincer, nu-mi place mie să mințesc sau să... Că n-are rost, că până la urmă tot adevărul să află. Spun sincer și adevărat. Eu copii în casă, nu i-am lăsat singur, cum zice e. Eu duc să mă culc cu anumiți bărbați. Nu m-am culcat pentru bani, și-am cerșit, câteodată am lucrat pe bani. Nu mi-am găsit de lucru, de angajat nu m-am putut angaja, că nu tare am avut cu cine lăsa. Mi-a părut bine că am mai lăsat și la mami, am mai lăsat și fata să stea cu copii, am mai lăsat și la fata, la mama fetei să stea cu copii, că mereu undeva. Și mereu știu că am și pe la pușcărie, și la copii în casa mâncare, Pampers. Deci dumneavoastră erați acasă. Eram acasă. Dacă nu eram acasă, nu știu cum am putut să fiu arsă așa, că ei au zis că doar... Eu că am uitat în urmă și dacă m-am ars un pic la păr, vedeți cumva că s-a ars eu la păr, cum a zis e? Că dacă eu eram ars, mai aveam păr, poate era părul scurt. Și eu, personal, am și-am trezit-o, se pare bine, că îmi pare rău că am și-am trezit-o. Trebuie să o lăsa altăși, ca așa orice în casă. Eu am și-am bătut soacrurile pe Iisună la salvare și la copiar să vine ca de casa. Îmi pare rău că am și-am strigat-o. Ești iar că moare copiii, nu mereu eu sunt strâng. Mamei mi-au fost de copii ca să sun la salvare.